Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la știri, sunt Claudia Chira, urmăriți jurnalul orei 18, iată cele mai importante titluri ale zilei. Bechtel a plecat de la Cluj și a rămas în urma americanelor în satele prin care au trecut utilajele și mașinile de mare tonaj aflate în câteva momente. PDL ar putea renunța la portocalii în 2012 în încercarea de a recâștiga simpatia alegătorilor. Verdele ar putea fi noua culoare a partidului. Ministerul Sănătății a pus gând rău caselor județene de asigurări de sănătate. Proiectul în noii legea sănătății prevede desfințarea acestora și înlocuirea lor cu firme private de asigurări. Au venit, au construit doar a opta parte din autostradă și aceasta la un preț record și au plecat. Ce a rămas în urma Bechtelului, în satele prin care au trecut utilajele și mașinile de mare tonaj, vedeți în materialul următor. Județul Cluj a câștigat o autostradă de 50 de kilometri, dar a rămas cu pagube după trecerea Bechtelului prin zonă. Drumurile pe care le folosea pentru transportarea materialelor de construcții înspre autostradă au fost distruse. Înainte să treacă utilajele Bechtel pe acest drum, era asfalt, însă acum oamenii se plâng că tot ce au acum sunt doar niște gropi imense. Nu mai vine nimeni să ne întrebe, draga mea. Atunci când a lucrat aici pe drum, Bechterea ăștia, e așa o să atunci, că ne ajută, dacă ni se creapă căsile, ni se strică, vin și ne ajută. Ne face drumul înapoi cum a fost. Cum a fost drumul acesta? Da, a fost cu asfalt. Draga mea, a fost cu asfalt. De aici și până acolo, la Petri, în jos, tot asfalt a fost și a de rămat. Acum drumurile care aparțin de Consiliul Județean vor fi reparate din banii acestei instituții. Drumul de la Lona la Buru și drumul de la Liten la Turda este prins în acest program de reabilitare de 4 ani, care va demara săptămâna viitoare. Deci va fi prins într-un program de reabilitare cu 2 staturi de asfalt, cu garanție de 5 ani de zile. Nu doar drumurile au fost distruse, ci și casele de pe marginea șoselei au crăpat din cauza mașinilor de mare tonaj. Ați încercat să mai ascundeți cumva crepăturile? Am mai pus pe acolo peretare și ele nive. Ești mea voastră am pus. Da. Că de acolo se vede bine, mă da. Păi se va face dacă ne bagă cineva în seamă. Dar nu ne prebagă în seamă. Toate treburile s-au fost, au trecut, Bechtelul s-a terminat. Drumul aparține, nu a mai aparține a primăriei. Primăria, dacă merg la primărie, zice că e drum județean. Merg la județ, zice, noi nu avem fonduri și asta e situația. În aceste localități, 10 de case au fost afectate, dar... O singură persoană a fost, să zicem, ajutată din satul Lita, la ieșire către campul Subecter pe partea dreaptă. Persoana nu-i mulțumită, dar ea a primit ceva, acum nu știu, bani sau s-o construit. Deci ceva au primit, dar foarte puțin, singura casă la care s-a intervenit. Compania americană Bechtel a venit în România în 2004 și a finalizat 52 de kilometri de autostradă cuprinși între Câmpia Turzii și Gilău. Ministerul Sănătății a pus gând rău caselor județene de asigurări de sănătate. Proiectul noii legea sănătății prevede desfințarea acestora și înlocuirea lor cu firme private de asigurări de sănătate ca soluție pentru rezolvarea subfinanțării sistemului. Sindicaliștii din sănătate atrag însă atenția că o asemenea măsură ar putea lăsa fără asistență medicală o mare parte din populație. Proiectul noii legi a sănătății, care ar trebui să intre în vigoare anul viitor, cuprinde o serie de prevederi radicale pentru țara noastră. Astfel, spitalele ar urma să fie transformate în fundații, iar medicii își vor negocia salariile separat. Iar ca soluție pentru proasta finanțare a sistemului, legea prevede dispariția actualelor case județene de asigurări de sănătate și introducerea asigurărilor private de sănătate, în care marile firme de asigurări vor lupta pentru a înscrie pacienții pe listele lor. Proiectul de lege este însă criticat de sindicaliștii din sănătate. Sistemul privat probabil că ar funcționa dacă lumea ar fi mai bogată. Iar pentru la situația actuală a României și banii pe care are populația, nu cred că va funcționa la noi sistemul. Cei care au bani vor merge în străinătate, iar ceilalți nu știu. Nici oamenii nu privesc cu ochi bun trecerea de la asigurările de stat la asigurările private. Nu e în regulă. Nu e o problemă bună. Deocamdată toată lumea a contribuit la casa de asigurări prin fondurile care și metodele care s-au folosit. Acum să schimb dintr-un moment așa neoportun, nu e cazul. La firmele private nu știu ce privat poți să ai. Nu știi niciodată privatul cât stă privat și cât se duce cu banii. Și permit românii asigurări private de sănătate? Nu prea, că n-au din ce. Nu prea am încredere cu asta, cu particulari. Credeți că v-ați permite asigurări private de sănătate? Eu? Nu.
Directorii clinicilor din Cluj au refuzat să facă vreun comentariu până când proiectul de lege nu va fi adoptat și nu vor ști prevederile exacte ale actului normativ. Salariile mici determină pe tot mai mulți asistenți medicali să plece la muncă în străinătate. În prima jumătate a anului, peste 450 de asistenți clujeni au cerut documentele necesare pentru a putea profesa în afara țării. Adina Mocan se pregătește și ea să plece, după ce volumul de muncă a crescut, iar salariul a scăzut. În străinătate ea poate câștiga de 4 ori mai mult decât în România. De la o lună la alta crește numărul asistenților medicali care pleacă în străinătate la muncă. Principalul motiv este salarizarea proastă. În ultima perioadă, faptul că unii angajați au plecat deja, iar pe postul lor nu poate fi angajat altcineva, crește cu mult responsabilitățile celor rămași în sistem. În aceste condiții, după ce a muncit 6 ani în secția de neurochirurgie, Adina Mocan se gândește serios să plece. Acum mai mult ca niciodată. Pentru că salariul e foarte mic, dacă vrei să faci ceva în viață, chiar nu ai nicio posibilitate. Ce să mai vorbim de familie, că nu-ți permis să o întreții. Ce înseamnă diferența de salariu? Păi, din câte cunosc eu, ar fi de 4, cel puțin 4 ori mai mare decât salariul pe care îl iau aici și pe funcția pe care sunt aici. Cazul ei nu este singular, iar deficitul de asistenți medicali a ajuns doar la nivelul județului Cluj la 800. Până luna trecută pot să vă spun că peste 450 de asistenți medicali au solicitat certificatul de conformitate, având intenția să plece în alte țări din comunitatea europeană și nu numai. Ori dacă acest lucru se transpune în practică, acest deficit de personal existent la nivelul județului Cluj se va accentua din ce în ce mai mult. Și dintre colegii Adinei au plecat în număr destul de mare. Din câte știu, eu au plecat cam vreo 10, plus infirmiere, vreo 2-3, din care cunosc eu. Nu neapărat din secția din unde lucrez eu. Deci, încet, încet văd că tot mai multă lume pleacă și, indiferent de vârstă, văd că nu, tot la, nu neapărat la o vârstă destul de, să zic așa, destul de tineri, și la o vârstă destul de înaintată pleacă, pentru că văd că nu mai fac față. Salariile oferite de angajatorii din străinătate pentru un asistent medical depășesc 2000 de euro pe lună. Schimbăm subiectul, trecem la politică. PDL își face planuri pentru 2012. Confruntați cu o scădere în sondaje în urma măsurilor nepopulare luate de guvernul Boc, democrații liberali caută soluții pentru a reintra în grațile alegătorilor. Printre variante, inclusiv renunțarea la culoarea portocalie, care ar putea fi înlocuită cu verde sau violet. Discuția a fost redeschisă de vicepreședintele partidului, Elena Udrea. Întrebat într-un interviu acordat ziarului Ring dacă la alegerile de anul viitor este posibil ca PDL să înlocuiască tradiționalul portocaliu de pe însemnele sale electorale cu altă culoare, Udrea a răspuns: da, este posibil. Eu cred că partidul are nevoie de un suflu nou, de un imbold, de un nou început în maniera în care se prezintă electoratului, context în care am putea decide și schimbarea culorii identitare. Ideea nu e una nouă. În 2010, democrați liberali au discutat în dese rânduri despre schimbarea siglei partidului. Printre propuneri s-a numărat roza vânturilor, nodul marinăresc, o barcă, că un măr sau o pară. În februarie 2010, Sorin Frunză Verde propunea ca PDL să se numească Partidul Popular, iar sigla să fie o inimă. În martie anul trecut, colegiul director al partidului a decis ca simbolul trandafirului să rămână, singura schimbare fiind eliminarea cratimei dintre PD și el. Mai recent, în luna aprilie acestui an, ministrul de externe Teodor Baconschi a declarat că în PDL există voci care susțin că nu este recomandată schimbarea denumirii și a siglei înainte de 2012. Vorbim despre politică și culori cu invitatul meu, Titus Crăciun. Bună seara, Titus, bine ai venit. Doamna Elena Udrea spunea că e nevoie de o reînvigorare a partidului. S-a gândit la schimbarea culorii din portocaliu în verde. E suficient doar acest lucru, schimbarea culorii? Acum, că e verde, că e portocaliu? Doamna Udrea este foarte vizibilă și, mă rog, foarte căutată, să-i spunem așa, pentru că această propunere de schimbare a siglei, adică aceste propuneri, de fapt că au fost mai multe propuneri de schimbare și a siglei și a culorilor Partidului Democrat Liberal, au mai fost lansate, au fost și Sever Băinescu, a fost la un moment dat și Teodor Baconschi, care au propus diverse sigle și diverse culori. Deci nu este doamna Udrea doar o premieră. Deja PDL a folosit culoarea verde și la legile din Neamț, a folosit și la niște parțiale locale de prin Hunedoara. Deci deja se cumva se delimitează de această culoare. Cât de mult i-ar putea ajuta faptul că schimbă culoarea? Bun, în Neamț am văzut. Mă rog, prin această mișcă, prima regulă
Ei vor să se delimiteze de sigla care și de culoarea cu care au câștigat alegerile și cu care lumea percepe și de care lipește măsurile nepopulare luate până acum de guvern. Deci de portocalii la putere, portocalii ne-au tăiat pensiile, portocalii ne-au tăiat salariile, percepția colectivă undeva în zona aceasta se învârte. Deci portocalii devine pentru traiul, pentru, mă rog, nivelul de trai mai scăzut. Din aceste motive, sigur, o schimbare a culorii este, mă rog, se spune așa, nimerită. Cât va ajuta asta, mă rog, destul de puțin, cel mai probabil. Da. Alegătorii cred că nu ar face diferență, adică, ok, se schimbă culoarea, dar sunt aceiași oameni, vorbim despre aceiași oameni. Mă rog, acum culoarea la buletinele de vot care e stipărită alb-negru, nu știu ce relevanță are. La treaba cu portocalii, mă rog, era o chestiune pornită încă din 2004 cu Revoluția Portocalie încă din Ucraina. Portocaliu este și culoarea, portocaliu și albastru sunt practic culorile care sunt și pe sigla Parlamentului Partidului Popular European. Sigla cu inima, propunerea din toamna trecută ca PDL-ul să preia inima, este practic sigla grupului parlamentar din Parlamentul European al Partidului Popular European. Deci toate aceste sigle și culori pe care mă rog, PDL a încercat să și le asume, să și le tragă lângă sigla lor, au cumva un pattern în Parlamentul European. Acum aceste schimbări totale de să trecem de la portocaliu și albastru, să trecem pe verde, să trecem pe o cromatică mai ciudată, mai pe violet, mai pe flacăra violet, mai tot felul de alăturări, se vehicula și culoarea violet. Și inclusiv culoarea violet se vehicula a cravatei președintelui de la celebra confruntare cu Mircea Joană. Toate aceste schimbări cromatice, mă rog, țin undeva cald un interes spre această formațiune politică, pe de altă parte, un pic să uite lumea de culoarea cu care asociază tot timpul și culoarea pe care o înjură cel mai des. Portocaliu, pentru că este asociată cu aceste, mă rog, cu perioada de recesiune, modogros să vorbim, și cu, evident, măsurile de austeritate luate corespunzător acestei perioade de criză. Bun, dar dacă schimbăm culoarea, adică oamenii înjură culoarea portocaliu, dar cred că înjură măsurile care au fost luate. Evident, nu, este o asociere simbolistică, pe care strategii PDL se gândesc să o elimine. Una din multele cu care este, mă rog, alăturat PDL-ul. Dacă ar elimina această culoare, din punctul tău de vedere, crezi că ar avea de câștigat? I-ar ajuta? Nu neapărat nu ar avea de câștigat, pentru că PDL-ul și poate nici de pierdut în acest moment de față, pentru că de-a lungul istoriei PDL-ul, mă rog, a fost partidul care și-a schimbat de cele mai multe ori și sigla, și trandafirul, pornind de la trandafir, și denumirea din Partidul Democrat, adică din FSR în Partidul Democrat, mă rog. Și ideologia de la stânga au basculat către, deci din grupul socialist au trecut la grupul popular, deci diametral opus. Deci o consecvență și o linie călăuzitoare, inclusiv doctrinară, ca să nu mai vorbim de cea simbolistică, siglă și culoare, nu a existat în permanență. Deci nu a existat practic la PDL o linie să știm că este ceva trainic, și o siglă și o cromatică și o doctrină și o ideologie. Nu a existat. Au basculat într-o parte și în alta, ceea ce nu i-a împiedicat, de exemplu, să câștige ultimele alegeri, iar pe președintele Băsescu să câștige al doilea mandat, cu un scor, mă rog, destul de important. Deci, o schimbare a cromaticii nu cred că ar fi cam ca și apa sfințită, pentru că mai mult ecoul revoluțiilor, Revoluție Portocalii din 2004, e foarte departe în Ucraina, de atunci au mai fost niște revoluții roz prin Georgia. Deci o schimbare a cromaticii este doar, mă rog, o încălzire a unei supe în care se zbate un partid politic să mai fie pe prima scenă. Foarte scurt, atunci, pentru că nu mai avem timp, dar ca să păstrăm așa o notă optimistă, crezi că s-ar potrivi mai bine verdele sau violetul? Acum nu știu, din punct de vedere al cromaticii, dacă ar alege verdele, un pic s-ar confunda cu partenerii de guvernare, mai ales aici în Ardeal. Violetul este o culoare un pic cam nepotrivită pentru un partid politic, dar ar duce undeva într-o zonă așa, tabloidizării puțin, a unei tabloidizări, să spunem, electorale.
Titus Cărciunu, mulțumim pentru aceste precizări. Doamnelor și domnilor, mergem mai departe cu știri. Incendiu de proporții în Turda, un imobil de pe strada Ecaterina Teodoroiu a luat foc astăzi, iar pompierii au intervenit cu 4 autospeciale pentru a stinge flăcările și a limita pagubele. Familia din casa cuprinsă de flăcări și fum a fost scoasă pe geam de pompieri. Potrivit primelor informații, focul a pornit de la garaj, apoi s-a extins la mansardă și acoperișul imobilului și a afectat și platforma primului etaj, dar și casa vecinilor. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, Andrei Biriș, ne-a declarat că abia după stingerea completă a flăcărilor se va putea face cercetarea cauzei incendiului. Am revenit la știri. Suporteri austrieci prinși cu droguri la Cluj, doi bărbați au încercat să intre pe stadion la partida dintre Gaz Metan și Austria Viena, având asupra lor două plicuri cu substanțe suspecte. Jandarmii au bănuit că sunt stupefiante, astfel că cei doi suporteri au fost predați polițiștilor de la Antidrog pentru continuarea cercetărilor. La meciul de Europa League dintre Gaz Metan Media și Austria Viena au fost prezenți câteva zeci de suporteri austrieci. Dacă majoritatea dintre ei au reușit să intre pe stadion, doi nu au reușit să treacă de controlul corporal efectuat de forțele de ordine. Au depistat doi bărbați de cetățenie austriacă, fiecare având deasupra sa câte un pliculeț cu substanță organică vegetală de culoare verde-oliv. Cele două persoane au fost predate lucrătorilor din cadrul BCCO pentru continuarea cercetărilor. Reprezentanții Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Cluj au declarat că urmează să testeze substanța din cele două pliculețe pentru a vedea dacă sunt într-adevăr substanțe stupefiante. Dacă se va dovedi că cei doi cetățeni austrieci aveau asupra lor droguri, vor înainta dosarul procurorilor din ICOT, care vor întocmi dosar penal pentru deținere de droguri. Comercializarea de etnobotanice sub denumirea de produse decorative pare a fi soluția câștigătoare pentru vânzători, iar autoritățile au mâinile legate. Sub pretextul că nu se știe precis dacă magazinele comercializează substanțe interzise, nici primăria, nici protecția consumatorului și nici chiar polițiștii de la Antidrog nu pot interveni. Și în timp ce autoritățile caută o soluție, magazinele de vise sunt asaltate în continuare de clienți. Deoarece nimeni nu a testat până acum plicurile cu nisip decorativ pentru a stabili exact ce conțin, autoritățile nu pot lua măsuri împotriva comercianților. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca spun că ei au amendat deja de două ori magazinul de etnobotanice de pe strada Moților, doar pe motiv că funcționează fără autorizație. Municipalitatea are însă mâinile legate. Aceste produse care au același nume, același ambalaj cu produse din categoria etnobotanicelor, au înscris pe ambalaj faptul că ar fi nisip decorativ. Până când nu vom avea o analiză de laborator care să ateste faptul că acest nisip decorativ este de fapt ceea ce înainte era starea de baie considerată etnobotanic, nu vom putea legal să constatăm că acel magazin comercializează produse etnobotanice. În aceeași situație se află și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului. Inspectorii au aplicat amenzi pentru etichetarea greșită a produselor, dar până la testarea substanțelor respective nu pot lua alte măsuri. CJPC Cluj nu are laborator de analiză și tocmai în acest sens solicităm și echipei antidrog prelevarea de probe pentru expertizarea acestor produse și pentru a stopa toate aceste efecte negative în ceea ce privește consumul de etnobotanice. Solicităm și celelalte organe de specialitate, respectiv DSP-ului antidrogului și altor, pentru că și alte echipe au laboratoare de analiză să preleveze probe pentru a verifica dacă acele produse sunt încadrate în categoria etnobotanice. Nici chiar polițiștii antidrog nu au competența în materia drogurilor legale decât dacă se dovedește că este vorba de una din cele 40 de substanțe interzise de lege. Nu putem interveni decât dacă avem indicii că acele magazine vând droguri, adică acele substanțe prevăzute în lege. Cel mai probabil însă nu se comercializează droguri, ci produse etnobotanice care nu sunt interzise. Până în prezent, doar o mică parte din substanțele etnobotanice au fost interzise. Soluția ar fi modificarea legislației. Până când nu sunt interzise toate produsele etnobotanice, noi nu putem interveni. A declarat Adrian Balaj, șeful serviciului antidrog din cadrul BCCO Cluj. Prefectura Cluj a convocat la începutul săptămânii viitoare o ședință cu toate autoritățile competente în domeniul produselor etnobotanice pentru a putea găsi o soluție în vederea interzicerii acestor substanțe. Elevii clujeni care susțin bacalaureatul în sesiunea de toamnă vor fi supravegheați în tocmai ca în celebrul show Big Brother. În cele 10 centre de examinare din Cluj, camerele video au fost montate astăzi. Inițiativa Ministerului Educației e contrazisă de unii profesori clujeni care nu cred în eficiența acestor camere.
Sesiunea din toamna bacalaureatului se va desfășura sub atenta privire a camerelor de supraveghere. La Cluj sunt organizate 10 centre de examinare. În cele 131 de săli de concurs vor fi montate 150 de camere de supraveghere. Parte dintre acestea sunt păstrate încă de la examenul pentru titularizare, restul fiind cumpărate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, costul lor ridicându-se la aproximativ 7.000 de lei. Mulți dintre profesorii clujeni nu cred că instalarea camerelor de supraveghere este o decizie înțeleaptă. Dimpotrivă, considerăm că corectitudinea este prioritară, dar aceste camere video nu cred că vor rezolva această problemă, în sensul că elevii ar trebui conștientizați, deci ar trebui să găsim metode să conștientizăm elevii să învețe. Am încercat să aflăm mai multe detalii despre organizarea sesiunii de toamnă a bacalaureatului, doar că ne-am lovit de lipsa de comunicare a Inspectorului Școlar General din Cluj. Deși e probabil cea mai importantă zi din punct de vedere al organizării sesiunii de toamnă a bacalaureatului, pentru că astăzi se fixează deja celebrele camere de supraveghere, șeful Inspectoratului Școlar General Cluj ne tratează cu indiferență și refuză orice comentariu pe această temă. La Cluj susțin bacalaureatul peste 2800 de elevi în condițiile în care rata de promovabilitate în vară a fost de 54,91%, cu 10% mai mare decât media pe țară. Doamnelor și domnilor, știri din sport, acum derbiul dintre U și CFR se joacă chiar la această oră. Este vorba de meciul echipelor secunde ale celor două cluburi clujene care se întâlnesc în Liga 3-a. Ambițiile sunt însă la fel de mari, chiar dacă miza este mult mai mică. La partid asistă și colegul nostru Alin Șutea și vine acum cu detalii. Bună seara, Alin! Cât este scorul? Care este atmosfera la acest mini derby, ca să spunem așa? Bună seara, dragi respectători! Bună seara, Claudia! Scorul la partide dintre U2 și CFR 2 este în continuare 1-0. Este minutul 43 al partidei. S-a fost interesant, deși meciul se joacă în divizia C, s-au adunat undeva la 1000 de fani ai universității care încurajează echipa secundă antrenată de Gică Barbu. De cealaltă parte, jucătorii feroviarilor sunt încurajați doar de undeva la 20-30 de membri ai familiei, părinți, prieteni. Antrenorul Ionuț Badea a primit mai mulți jucători importanți la echipa a doua pentru această partidă. În primul rând este vorba de Joel Silaghi, apoi Boșneag, Gicu Grozav, jucătorul venit de la Standard Liège, Andrei Voitan și Habib Balde. De cealaltă parte, de la prima echipă a CFR-ului a venit doar Bahtari Sare, un jucător care de altfel nu mai face parte de mult din planurile primei echipe. Ne spuneai că sunt foarte mulți suporteri la acest meci. Au fost ceva incidente? Nu. Atmosfera este destul de calmă. Nu au fost incidente, poate și datorită lipsei galeriei adverse. Există un schimb de replici mai mult între fanii universității și antrenorul Alin Minteoan, antrenorul CFR-ului, cel care a jucat timp de un sezon și la universitatea. Dar atât. În rest, fanii se rezumă la să încuraja echipa. Ca fapt interesant, universitatea a dominat această partidă, având undeva la 3-4 ocazii. De cealaltă parte, ceferiștii au replicat pe contraatac cu un șut foarte periculos al lui Buzan, respins de Ionuț Boșneag, despre care nu știu dacă am specificat și el, face parte dintre jucătorii primei echipe care au fost primiși la U2 pentru acest joc. Alin Șutea, îți mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Doamnelor și domnilor, datele meteo în câteva momente. Ne așteaptă un weekend minunat, fie și doar dacă ne luăm după prognozele meteorologilor. Vreme perfectă, deci, pentru ieșit la iarbă verde sau de mers la strand. La noapte va fi cald, cu temperaturi ce nu vor coborî sub valoarea de 17 grade. Mâine soarele va străluci nesingerit pe cer, vântul va adea ușor dinspre sud-est, iar în cel mai calm moment al zilei vom avea 29 de grade Celsius. Aceleași caracteristici ale vremii și pentru ziua de duminică, cu vânt ușor și o maximă de 28-29 de grade Celsius.
Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Următorul jurnal la Realitatea TV Cluj începe la ora 20:15, iar de la ora 20:30, colegul meu, Mihai Hurezeanu, vă invită la emisiunea Clujul în Realitate. Nu uitați, ne puteți urmări în direct și pe internet la adresa realitatea.cluj.net. De asemenea, dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun, dacă ați filmat sau fotografiat ceva interesant, trimiteți-ne imaginile pe adresa martoroculara@realitatea.cluj.ro. Eu sunt Claudia Chiraș și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă tuturor, pe curând!